Scriitorul și jurnalistul sirian Mazen Rifai și-a lansat cel de-al doilea volum în limba română, intitulat Reîntoarcerea la țărmurile adevărului. Acesta a fost publicat la editura Ars Longa din Iași, în colecția Alif. Cartea a apărut cu sprijinul Clubului Român-Arab de Cultură și Presă. Personalitate marcantă a comunității arabe din România, Mazen Rifai a adus în fața publicului de la Universitatea Populară Ioan Dales din capitală o continuare a temelor anunțate în volumul bilingv de debut, Frânturi de visuri spulberate. Problematica emigrantului, de la conflictul dintre cultura de proveniență și cultura de adopție, drama înstrăinării, dorința de integrare și marginalizarea sau reîntoarcerea la valorile tradiționale. Despre toate scrie Mazen Rifai în volumul de proză Reîntoarcerea la țărmurile adevărului. Adevărul e o poveste lungă. Începând de când prima dată am venit ca emigranți aici în România, cu dorul de țara mea, cu suferința, cu dificultate de integrare în societate, cu problemele mele zilnice care a apărut aici, asta tot a reflectat în cartea mea. Mazen Rifai s-a născut în 1963 în orașul sirian Alep, unde a absolvit facultatea de agronomie. De 14 ani trăiește în România, de care s-a îndrăgostit, dar de tot atâția ani îl mistuie dorul de Alep. Prieten român are puțin, dar de calitate. Mi-este foarte drag pentru deschiderea lui sufletească și mai ales cea intelectuală. E un suflet în permanentă dinamică, iar scrierile lui vorbesc cu o nostalgie care mi-amintește de coșbuc al nostru, despre una casă care pare din ce în ce mai îndepărtat dacă ținem cont de ce se întâmplă astăzi în Siria și în Orientul apropiat. Activitatea literară a lui Mazen Rifai însumează un număr important de povestiri, nuvele și poeme în proză publicate în reviste de prestigiu din România și din țările arabe. Pasiunea pentru scris a pus-o și în slujba jurnalisticii. Este corespondent al agenției de știri ANA News și al revistei Al-Nahda, Renașterea din Kuveit.